proaspăt eliberat din penitenciar, fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost astăzi la sediul DNA. Motivul a fost că trebuia să-i se comunice ordonanța de menținere a sechestrului judiciar în dosarul Tel La sosirea acestuia la sediul instituției s-a iscat un scandal între susținătorii săi și contestatari. Aceștia din urmă i-au strigat că ar trebui să se afle la pușcărie, în timp ce susținătorii au transmis mesaje de încurajare lui Dragnea. Forțele de ordine au legitimat mai multe persoane. Fostul președinte al PSD a părăsit sediul Direcției Naționale Anticorupție după 20 de minute, fără să facă declarații. Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat că Liviu Dragnea a fost convocat luni la DNA exact la ora când medicii au programat un remene.